Deodată mi-e mama și tata m-au legat și m-au bătut. M-au legat de gât și cu hlanțugul la câine. De mâini cu niște funi și de picioare și de pat. Eram umflată la față, mâinile. Plângeam, îmbrăcâneam, mai tare mă băteau și n-avea și nici să mă scăpi de acolo, că tot mahala să țin cu dânșe și să mai tăți să stea în lăsesc mai multă băutură. Totul s-a întâmplat după ce minora s-a întors de la muncă, ea fiind singurul membru al familiei care aducea bani în casă. Și mai grav este că fata a fost luată la bătaie de față cu surorile sale mai mici. Nu te voi, tata, am vrut să leac. De ce? Mă leașă ară. Am diagnosticat că este, în primul rând, închis întrânsa. Nu comunica, anxioasă. Nu s-a schimbat deloc, cred, atitudinea față de părinți. Pentru că așa la început, cum a spus Natalița, că nu dorește să-și vadă părinții și nu mai dorește să meargă în familia aceea, iată, partea asta legată de relațiile cu familia a rămas neschimbată. Casa în care fetița era maltratată se află la marginea satului. Nu are geamuri, iar acoperișul abia stă să cade. Are două fetiți și cam obișnuiesc fetițele. Des? Des. Cine au apelat la poliție, au spus da, că... Da, eu cum să apelăm, dacă fiecare cu gospodăria lui. Zici că bătea, dar eu n-am văzut, nu pot să vă spun. Am reușit să discutăm și cu mama fetei. Femeia recunoaște că și-a bătut fiica, dar nu pentru că ar fi refuzat să-i cumpere de băut. Da, este adevărat. Da, eu am luat de acasă o bancă de carne, un coș acolo și noi, de atâta și am bătut-o. Da, este adevărat că ați legat și mâinile? Da, da, este adevărat. El, mai mult, el a oferit, soțul și eu mai puțin. Tatăl vitreg al fetei a fost condamnat la 4 ani și jumătate de pușcărie pentru rele tratamente aplicate minorilor. Mama copilei s-a ales și ea cu 4 ani de închisoare cu suspendare pe un termen de 3 ani. Cine au apelat la poliție, au spus că... Da, dar eu cum să apelăm, dacă fiecare cu gospodăria lui. Zici că bătea, dar eu n-am văzut, nu pot să vă spun. Am reușit să discutăm și cu mama fetei. Femeia recunoaște că și-a bătut fiica, dar nu pentru că ar fi refuzat să-i cumpere de băut. Da, este adevărat. Da, eu... Tata, am vrut să leac. De ce? Mă leașă. Am diagnosticat că este, în primul rând, închis întrânsa, nu comunica, anxioasă. Nu s-a schimbat deloc, cred, atitudinea față de părinți. Pentru că așa la început, cum a spus Natalița. Deodată mi-e mama și tata m-au legat și m-au bătut. M-au legat de gât și cu hlanțugul la câine. De mâini cu niște funi și de picioare și de pat. Eram umflată la față, mâinile, plângeam, îmbrăcâneam, mai tare mă băteau și n-avea și nici să mă scăpi de acolo, că tot mahala să... Că nu dorește să-și vadă părinții și nu mai dorește să meargă în familia aceea, iată, partea asta legată de relațiile cu familia a rămas neschimbată. Casa în care fetița era maltratată se află la marginea satului. Nu are geamuri, iar acoperișul abia stă să cade. Are două fetiți și cam obișnuiesc fetițele. Yes? Yes. Țin cu dânșe și să mai tăți să stea în lăsesc mai multă băutură. Totul s-a întâmplat după ce minora s-a întors de la muncă, ea fiind singurul membru al familiei care aducea bani în casă. Și mai grav este că fata a fost luată la bătaie de față cu surorile sale mai mici. Nu te voi.